Ei, această asemănare a noastră, această fire a pământului, a avut întrânsa două mari puteri. Puterea de viață pe care o are și pământul atunci când plouă și a spus să răsară pământul în sine de toate și le-a răsărit pe toate după felul și soiul lor, stau și astăzi ecologiștii și botaniștii și, mă rog, mari speologi și mari geologi și mari oameni de știință să descopere câte o gânganie, cum se cheamă, cum trăiește, cum se mulțește și Dumnezeu le știe pe toate de când le-a făcut. Dar în același timp a mai dat o calitate acestui lut, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt și l-a transformat într-un lut inteligibil, într-un lut nemuritor și într-un lut cuvântător. Și s-a plecat Dumnezeu asupra lui Adam și a suflat suflare de viață. Ei, acea suflare, acea, cum spune în rugăciunea Parastasului, amestecătură tainică făcută și nepricepută minții, avea să aibă și un rol negativ dacă omul rămânea în rele și să fie veșnic sub stăpânirea răului. Dar Dumnezeu a tăiat accesul și omul a căzut în ceea ce i s-a spus după aceea. Pământ ești, deci Duhul Sfânt nu mai este în tine. În pământ vei merge, adică îl scoate din rai și îl bagă în pământul din care s-a hrănit. Țineți minte, Simeon Nou Teolog spune în Catehezele 2. Până te vei întoarce, țineți minte, din pământul de care ai fost luat, din pământul care te-ai dus. În pământul în care te-ai dus faci grădină de zarzavat, cultivi porumb, crești vaca, oaia, capra, fasolea și așa mai departe. Dar acolo stai până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Care pământ? Pământul curat și virgin al Raiului, locul de moștenire a Sfinților, care sunt cetățenii și oamenii de casa lui Dumnezeu. În momentul în care se face negrăita dezlegare și trupul se dă firii de sine zidite, trupul se descompune din cele ce a fost alcătuit. Pământ, apă, aer și foc. Cele patru mari stihii. Două grele și două ușoare. Exaimeronul Marului Vasile. Pământul și apa înseamnă tot ce e ud în noi. Și lutul care putrezește. Dacă te duci într-un mormânt, ai mraniță. Poți pui la trandafiri, atâta găsești și ciolane. Ăla-i calciu. Apa o suge pământul și se hrănesc vermișorii din ei și ne mănâncă, ne descompun, iar energia degajată în urma arderii se elimină singură sub formă de căldură și foc. Și se adună toate la loc când? La obșteasca judecată a Mântuitorului Iisus Hristos, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor învia la trâmbița Arhanghelului și la glasul strâmbiții de apoi la glasul judecății, deci la chemarea lui Dumnezeu. Clipă despre care trebuie să știți că nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl știe clipa și ceasul acela, așa că nu stăm să facem polilogii parapolitice sau parapsihologice despre venirea sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii poate veni oricând. Dacă v-ați uitat la mass media, vedeți, odată vine un cutremur și dărâmă și șterge tot. Și cred că cel mai frumos ecran al Apocalipsei, spun frumos pentru a înțelege mânia lui Dumnezeu, urgia din Japonia, a fost suficientă pentru a înțelege că ingineria minții omenești este o nimica toată înaintea mâniei lui Dumnezeu. Deschizând tu mâna ta, toate îți vor umplea de bunătate. Ce vrei tu? Porturi, iahturi, viață pe sus, viață pe jos, pe bloc, sub bloc, în apă, peste apă. Dar întorcându-ți tu fața ta, toate se vor turbura. Ce a rămas din acel pământ decât un loc netocmit și gol? Deci, unde voiește Dumnezeu, nu stă nimic împotrivă. De ce m-am întors să analizăm moartea atât de adânc? Pentru că moartea devine somn în conceptul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos prin gura Apostolului Pavel,
Pentru că în momentul când este stăpânită de cele două arme, credința și puterea Duhului Sfânt, că asta e rodul credinței, roada Duhului este dragostea. Dragostea vine din credință și din lucrare. Nu există om credincios să fie lipsit de Duhul Sfânt. În momentul în care intervine Duhul Sfânt, îi schimbă morții lucrarea. Deci o transformă dintr-un animal nărăvaș, nesupus și neascultător, în ce? În ceva blând și calm. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica Vieții. Deci iată ce frumos! Deci Maica Domnului a învins moartea prin două mari calități. Smerenia de mama lui Iisus Hristos, cu care nu s-a mândrit niciodată, și Hristos nu i-a spus niciodată mama mea, ci i-a spus: femeie, ceasul meu n-a venit încă. Deci așa a spus: și mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a Tatălui meu. Și puterea Duhului Sfânt care a fost peste ea și a făcut-o vas ales al Sfintei Treimi. Că de n-ar fi poftit-o Tatăl și n-ar fi iubit-o Duhul, nu s-ar fi născut sub vrem Fiul. Ioan Damaschin. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că tânărul de astăzi din Evanghelie, de la Nain, deși era foarte tânăr, mai tânăr, mai în vârstă decât fiica lui Iair, avea vreo 20 de ani, fiica lui Iair avea până 90 ani, în momentul în care a intrat Iisus în casă și i-a spus ridică-te sau scoală-te și a luat-o de mână, dacă nu mă înșel, parcă așa sună cuvintele, talita cumi, îți zic ție scoală-te sau așa ceva. Ei, în momentul respectiv, fetița s-a sculat, dar n-a vorbit. Ce a spus: dați-i să mănânce. De ce? Ca să se vadă că nu-i nălucire, ca să se vadă că nu-i o hologramă, să se vadă că nu-i o scamatorie din asta, cum să spun eu, de circ, sau că nu-i un science fiction, ca să spun așa. Mortul nu poate să mănânce și să bea, mortul nu poate să mestece mâncare, mortul nu poate să se manifeste ca un om normal. Și atunci i-au dat să mănânce. Și cu un alt scop. Femeia tace în Biserica Vechiului Testament și nu-și dă cu părerea. Nici în Biserica Noului Testament prea mult, pentru că îi pune o preliște Pavel, femeia să tacă în biserică. Nu că cuvintele ei n-ar fi bune, dar apostolilor li s-a dat propovăduirea și nu femeilor. Mironosițele și întocmai cu apostolii au propovăduit învierea la momentul respectiv prin ce? Prin mărturisirea că au văzut piatra răsturnată și îngerul pe piatră șezând. Au văzut și giurgiurile singure zăcând. Cum spune Evanghelia, mai niște femei de-a noastră ne-au speriat spunând că au văzut arătări de îngeri. Dar de acolo încolo au tăcut. Chiar Maica Domnului a tăcut. Ea n-a vorbit despre învierea fiului său, deși a fost prima lângă mormânt și când a avut loc actul învierii. Un alt lucru care trebuie să-l știți. Când l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, n-a pus mâna pe el. De ce n-a pus mâna pe el? Legea veche interzice să atingi mortul. Mântuitorul era un fel de rabi, era un fel de învățător. Nu știu dacă avea voie să atingă mortul sau putea să fie necurat până seara. Dar a pus mâna pe sifiu și a zis: tinere, zic ție, scoală-te. Ce rămâne însă interesant, dacă v-ați uitat, tot în textul Evangheliei spune așa: și tânărul s-a sculat în sus și a grăit. Nici nu putea să se scoale în jos, n-avea cum. Deci dacă era mort, rămânea mort acolo, moale, amorf. Dar el s-a sculat în capul oaselor, înșezut, acolo în sicriu, și a început să vorbească. De ce a început să vorbească? La vârsta de 13 sau 14 sau până în 15 ani, la evrei este o tradiție, când copiii sunt aduși la templu și rabinii mai bătrâni le dau să țină legea în mâini, este un ritual al cântării cu stihuri din psalmi și ei se bucură cu tora, cu legea în mână
și de acolo înainte ei au dreptul să învețe versete din lege, iar la vârsta de 18 ani au voie să participe în templu și la Senedriu, să asculte cuvintele învățăturii cărților lui Moise, dar mai mult decât atâta să-și și însușească o parte din lege și versete pe care le pot comenta, le pot întreba sau le pot spune la alții. O propovăduire, o mărturisire de credință. Iar acest tânăr a făcut o mărturisire de credință. Vedeți, Evanghelia nu consemnă ce ar fi vorbit. Dar fiți siguri că dacă ne ducem cu mintea la celălalt bogat care avea vison și purpură și a ajuns în flăcările iadului, ați văzut ce frumos vorbea el cu părintele Avram și îi spunea de frații lui de pe pământ și cât suferă el și cât de greu e acolo și care avea nevoie de o picătură de apă și așa mai departe. Acest tânăr n-a vorbit despre picătura de apă și nici despre locul acela. Acest tânăr, sunt ferm convins că a mărturisit înaintea tuturor evreilor care erau de față și însoțeau cortegiul de mormântare despre puterea Fiului lui Dumnezeu, că acesta e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pe El să-L ascultați. El este Cel care m-a adus din tărâmul morții în tărâmul vieții. Sigur că în finalul Evangheliei ați văzut că toată lumea din prejur s-a cutremurat și s-a mirat și n-a mai văzut nimeni o minune ca aceasta și toată lumea urma pe Iisus, dar nu asta ne interesează. Ne interesează că după ce a cercetat omul tânăr la 20 de ani, a mai făcut o înviere a lui Lazar, fratele Martei și a Maria, care avea peste 30 de ani, cel care va învia și mai târziu va fi episcop în Cipru, cel care va propovădui cu Maica Domnului pe coasta Elina Greciei și va ajunge până la muntele Atonului, care e și grădina Maicii Domnului. Dar mai mult decât atât ne interesează că pe Mântuitorul l-a interesat ca om adevărat și Dumnezeu adevărat să treacă prin toate sferele de influență. Ca prunc a trecut domnia sa.